Maia Sandu are șanse mari să câștige al doilea mandat prezidențial, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS Research la comanda Comunității pentru Advocații și Politici Publice, watchdog.md. Astfel, în primul tur, actualul președinte ar putea obține mai mult de o treime dintre sufragii, devansându-l pe Igor Dodon, la fel și în cazul celui de-al doilea tur, având mai mulți contracandidați, precum edilul Chișinăului Ioan Ceban sau fosta bașcana Găgăuziei Irina Vlah. În cazul alegerilor prezidențiale, lideră detașată a competiției conform sondajului este Maia Sandu, care ar obține 35,1% dintre sufragii. Aceasta este urmată de socialistul Igor Dodon cu 15,8% dintre voturi, de fostul premier Ion Chicu, care ar obține 5,6% dintre voturile alegătorilor, liderul MAN și actualul primar al capitalei Ion Ceban cu 5,4%, fostul președinte al țării Vladimir Voronin cu 4,6% și fosta bașcana Găgăuziei Irina Vlah, care, potrivit sondajului, ar obține 4,5% dintre sufragii. În eventualitatea turului 2 de scrutin, actualul președinte al Republicii Moldova ar ieși învingător dacă s-ar duela cu Igor Dodon, Ion Ceban sau Irina Vlah. În cazul în care în turul 2 s-ar întâlni Igor Dodon și Maia Sandu, 35% ar vota pentru Igor Dodon, 42,2% pentru Maia Sandu, 16,7% spun că nu ar veni la vot. Maia Sandu este în top preferințelor moldovenilor și la capitolul încrederea în politicieni, mai arată cercetarea sociologică. La capitolul neîncredere, lider detașat este Ilan Șor. Dacă este să cumulăm 13,3 cu 52,7, avem 66% dintre cetățeni care spun că nu au încredere în acesta. În cazul unui scrutin parlamentar, patru formațiuni au șansa de a accede în Parlament. Conform sondajului, pentru Partidul Acțiune și Solidaritate ar vota 29% dintre alegători, Partidului Socialiștilor din Republica Moldova ar obține 16,2% dintre sufragii, Partidul Șansa, controlat de oligarhul fugarii Lanșor, s-ar alege cu 6,1% dintre voturi, iar pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ar vota 4,9% dintre moldovenii cu drept de vot. Avem circa 77% dintre cetățeni care au ales un anumit partid, respectiv indeciși 19%, 7% spun că nu vor veni la alegeri, n-au dorit să răspundă 2%. Am încercat să facem și anumite proporții din numărul celor deciși și putem face o concluzie foarte prudentă că la etapa actuală patru partide au șanse majore să treacă în următorul parlament și mai sunt câteva care se apropie. În speță, partidul nostru trece de 4%. Cu o marjă de eroare de plus minus 3%, sondajul a fost realizat în cadrul proiectului Menținerea rezistenței instituțiilor democratice din Republica Moldova de comunitatea watchdog.md cu suportul Open Society Foundation, iar rezultatele și concluziile nu reprezintă poziția donatorului. Un număr de 1.008 persoane cu vârsta de peste 18 ani au fost chestionate în perioada 6-13 aprilie prin intermediul metodei CATI, adică la telefon.